Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnilor deputați. O zicală veche românească spune, graba strică treaba. Pentru unii poate de admirări că a venit atât de rapid, mai ales în la sfârșit de mandat, cu astfel de legi, cu astfel de proiecte de legi, mai bine zis. După, în opinia noastră, însă, această grabă este, are și o motivare. În primul rând, se grăbesc și, de fapt, acest proiect vine ca să inducă eroare, să inducă opinia publică spre o agendă falsă. Este un fel de fumigenă pentru a atrage, sustrage atenția publicului de la problemele cele mai importante care încă nu s-au rezolvat. Și mă refer în primul rând la miliardul care încă nu s-a recuperat, dimisia lui Cioclea de zilele, guvernatorul Băncii Naționale de recent, amnistie fiscală, votul mixt, rezoluția Parlamentului European și așa mai departe. Mai este și o vorbă că la roșu sună mai bine, dar este, o să-l traduc, că graba, de grabă este nevoie în două cazuri, atunci când prins păduci și când l-a furat harburi. Nu știu în ce situație s-au aflat colegii care au prezentat aici, dar, oricum, mă miră faptul și mă amuzează. Articolul 17 din punctul 1 spune că Parlamentul poate fi constituit, ședința poate fi constituit, cu doar cu două treimi de deputați validați. Ce înseamnă asta? Să modelăm o situație. 67 de deputați, asta constituie două treimi, asta, și din ei 50% plus 1 ar veni 35 deputați. Deci cu 35 deputați putem să alegem toate organele constituite ale Parlamentului, putem să investim noul guvern și așa mai departe. 35 de voturi. În același timp, 37 de voturi care, de mandate care pot fi frânate prin decizii de judecăți. Mai avem și experiență în acest domeniu. Ei pot fi la Sfântul Așteaptă, își pot aștepta rândul la validare. Deci se poate guverna și cu 35 de mandate. Aceasta este matematică. Sunt cifre, stimați colegi, și nu poate. Această situație poate apărea într-o anumită situație. Dar și mai grav, este articolul 210, unde Parlamentul își arogă dreptul excesiv și abuziv de a suspenda activitatea administrației publice locale în anumite situații. Unde s-a mai văzut? Aceasta este o ingerință, imixiune în treburile, în afacerile organelor de drept. Deci, și avem și cazuri când au fost suspendat și alții primari și reprezentanți ai administrației publice locale. Și avem și rezoluția 420 a Congresului Autorităților Publice Locale și Regionale a Consiliului Europei. Deci, această ingerință, acest lucru nu ne poate induce decât spre un singur gând. Încet, încet, cineva încearcă să se instaureze o dictatură care, și pentru a-și perpetua activitățile lor de mai departe de sărăcire a electoratului nostru. Mă miră faptul că dacă totuși s-a lucrat, că în acest proiect de lege nu s-a vorbit niciun cuvânt despre trădătorii care vin câștigă mandatul pe lista unui partid, pe urmă sunt cumpărați și trec la alt partid, fac majoritate. De ce? În Europa au procedat corect când e vorba de prostituție. Au legiferat-o. Legiferați voi prostituția politică, știi lumea eroi, cum a spus cineva. Ca să-i cunoaștem toți cine sunt eroii noștri. Nu o să vorbim mai departe, că nu are rost. Eu am văzut că cel care a prezentat, autorul proiectului care a prezentat aici, se pricepe bine la pus pavaj. Ar fi bine, într-adevăr, fiecare să-și facă lucru. Dacă poți spune brușat... Domnul Apostol, vreau să vă atrag atenția că nu aveți dreptul pe parcursul luărilor de cuvânt să atacați, mai ales la persoane.